PSD Dâmbovița a prezentat cel de-al cincilea lot de candidați la alegerile locale din data de 5 iunie 2016. În cadrul conferinței de presă a Partidului Social Democrat Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, președintele PSD Dâmbovița, a mai prezentat o nouă serie de candidați pentru alegerile din vară. Vorbim de cel de-al cincilea lot de candidați. La primăria orașului Titu a fost desemnat Vlad Oprea. Primăria Găiești, Emil Coață, primăria Răcar, Marian Manu, primăria Dragomirești, Dragoș Vlădulescu, primăria Dragodana, Gheorghe Sandu, primăria Hulbești, Ion Cursureanu, primăria Petrești, Nicolae Stoica, primăria Răzvad, Emanuel Spătaru și primăria Ulm, Nicolae Vărzaru. Pentru orașul Titu, candidatul desemnat în urma realizării sondajelor de opinie este domnul Oprea Vlad, 38 de ani, profesor, actualmente consilier al primarului municipiului Târgoviște, fost viceprimar al orașului Titu. La Răcari, domnul Manu Marian, 55 de ani, inginer, este fost viceprimar al orașului Răcari și director administrativ în primăria de la Răcari. La Găiești, domnul Coață Emil, 60 de ani, subinginer, șef secție sud la compania de apă din Târgoviște. La Dragomirești, domnul Vlădulescu Dragoș, 52 de ani, economist, mandat, 3 mandate de primar. Vă asigur că îl va câștiga și pe al patrulea, indiferent cât se agită unii și alții ca să îi demoleze candidatura la primăria Dragomirești. La Dragodana, candidatul pe care îl propunem se numește Sandu Nicolae, Gheorghe, 41 de ani, jurist. Este pentru noi o candidatură foarte bună și cred că vom pune capăt domniei la primăria Dragodana a domnului Voinescu. La Hulubești, domnul Cursureanu Ion, 57 de ani, tehnician, actual viceprimar al localității. La Petrești, domnul Stoica Nicolae, 55 de ani, inginer mecanic. La Răzvad, domnul Spătaru Emanuel, 27 de ani, economist, viceprimar. Iar la Ulm, domnul Vărzaru Nicolae, 57 de ani, inginer, primar de 4 mandate și vă asigur că îl va câștiga și pe cel de-al cincelea. Suntem în negocieri cu aliații noștri, Partida Romilor și ALDE, pe baza protocoalelor încheiate la nivel național. Așteptăm desemnarea unei conduceri legitime la Uniunea Națională pentru Progresul României, filiala Dâmbovița, pentru a intra în discuții și cu acest partid politic. Și ne menținem, așa cum v-am spus, obiectivul de a câștiga Consiliul Județean, primăria municipiului Târgoviște și cel puțin 60 din cele 89 de primării din județul Dâmbovița. Președintele PSD Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, a spus că la alegerile din data de 5 iunie 2016, cel puțin în 60 de localități dâmbovițene, va câștiga alegerile. Haideți să începem conferința.